Bine v-am regăsit, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți programele VPTV. Astăzi ne aflăm în orașul Băicoi, mai precis în biroul domnului primar Marius Constantin. Bine v-am regăsit, domnule primar. Bine ați revenit în orașul nostru. Domnule primar, de mare interes pentru telespectatorii noștri din Băicoi ar fi să ne vorbiți despre lucrările aflate în desfășurare în această perioadă. Da, din păcate, anul acesta suntem cu un buget redus aproape la jumătate față de anii trecuți, datorită unor măsuri fiscale, datorită unor facilități create de Guvernul României, cam toate autoritățile locale au avut de suferit și Băicoiul se încadrează în aceea structură, spun încă o dată, din păcate. Nu sunteți singurul primar care se plânge de acest lucru, și primarii, primari de sectoare din București, primarii marilor orașe reclamă același lucru. Să sperăm că totul se va găsi la un moment dat vreo rezolvare a acestei probleme, deși pare că această problemă nu este foarte clar recepționată de către guvernanți. La cum arată situația economică la jumătatea anului, mi este destul de greu ca să se mai găsească resurse pentru a se recompensa această pierdere. Vreau să vă spun că bugetul orașului nostru este undeva aproape la jumătate față de cel din anul 2016. Dar cu bani puțini încercăm să facem în continuare lucruri frumoase, lucruri care constau în modernizarea orașului, pentru că știți destul de bine, am avut mult de recuperat, dar eu cred că reușim așa să facem pași mari, să modernizăm orașul într-un ritm alert. Și după cum bine știți, problema noastră cea mai mare o reprezenta lipsa infrastructurii, străzi foarte multe neasfaltate și cam ăsta este principalul obiectiv pe care îl avem, dar bineînțeles secundat și de alte investiții care nu sunt mai puțin importante. Dar ați spus că problema cea mai mare era, acum nu mai este, este o problemă mult mai mică decât în momentul în care... Este mult mai mică, dar încă mai există și să vă spun de ce. Sigur că da, pentru că să iei în 2016 orașul la 50% străzi asfaltate, să ajungi la 90% în 2 ani de zile, eu spun că este un progres destul de bun. Perspective foarte mari ca la finalul acestui an să fie 100%. Asta vă și spuneam. Chiar dacă în kilometri mai avem în jur de 8 de asfaltat străzi, vă dați seama că aici vorbim de un oraș și de orașul cel mai mare din județul Prahova și este destul de neplăcut pentru locuitor să stea încă pe o stradă care nu este asfalt. La cum a plouat în această primăvară și în acest început de vară, e greu să pleci și să ai încălțăminte la schimb pentru că strada pe care locuiești încă mai are noroi pe ea. Dacă vorbeam de comună, poate nu era așa de neplăcut, dar încă o dată vorbim de un oraș, orașul cel mai mare din județ și obiectivul nostru, chiar dacă avem bani puțini, este să aducem acest oraș acolo unde este situat în clasamentul ca număr de locuitori și suprafață. Dar pe lângă asfaltările pe care am început să le facem, acum am asfaltat strada Vlațepe, strada Simeon Bărnuțiu Luminii Ghiocelului, am făcut o reparație destul de importantă la intrarea pe 9 mai pentru că era intrarea în oraș din DN și arăta destul de rău. Am asfaltat strada Unirii care are 2,6 km, deci toate în acest an. Acum pregătim pentru vară, la noi nu o să vină concediu și pregătim încă un lot de străzi, dar până în toamnă să apropiem acest procent de 100%. Dar pe lângă asfaltarea străzilor, lucrăm la implementarea proiectelor europene. Pentru noi asta a fost o salvare în modernizarea orașului. Având bani puțin de investit din bugetul local, am reușit ca pas cu pas să accesăm proiecte europene. Vreau să vă spun că din 2017 și până astăzi avem proiecte semnate, implementate sau în evaluare de vreo 600 de miliarde de lei vechi. Asta gândiți-vă că înseamnă undeva la 13-14 milioane de euro. O sumă importantă. O sumă foarte mare, pentru că dacă am 8 milioane de lei de investit din bugetul local, pe proiecte europene în 2 ani de zile am adus 60 de milioane de lei, asta înseamnă de 7 ori, 8 ori valoarea bugetului. Deci de aici am putut să recuperăm foarte repede în dezvoltarea orașului. Astfel, avem în implementare modernizarea școlilor și am eliberat autorizația de construire pentru cele 3 școli. Profitați de perioada de vacanță. Sigur că da, de asta am și rugat constructorii să înceapă într-un ritm alert lucrările acolo, tocmai pentru ca să afectăm cât mai puțin procesul de învățământ din toamnă.
Este clar că nu o să putem să reușim, pentru că avem investiții destul de mari. La școala țintă sunt investiții de 24 de miliarde de lei vechi, liceul beneficiază de investiții de 20 de miliarde, iar școala viilor de 15 miliarde. Asta înseamnă că sunt investiții destul de mari ca valoare, dar și ca timp, pentru că nu o să putem să le finalizăm. Și înseamnă că elevii în prima zi de școală o să zică, domne, am greșit școala, am nimerit în altă parte. Sigur că da, o să zică, domne, e un șantier, asta înseamnă că școala mea va arăta altfel, dar spuneam de fiecare dată că fără investiții în învățământ și sănătate, nația noastră nu prea poate evolua, de aceea noi am acordat prioritate celor două domenii. Pe lângă aceste proiecte care le avem în dezvoltarea școlilor, avem un proiect de 1 milioane de lei care a fost aprobat și care înseamnă aparatură pentru Spitalul Băicoi. Deci gândiți-vă că acest spital orășănesc, care este un spital destul de micuț, va avea aparatură performantă care va concura cu spitalele private din România. Foarte important, spitalul din Băicoi, iată, o investiție, o injecție de capital importantă în aparatură. Da, domnule primar, pe lângă investițiile și proiectele pentru educație și pentru sănătate, mai aveți și alte proiecte pe fonduri europene destinate dezvoltării orașului Băicoi. Vă rog să ne vorbiți despre Marele Parc, care urmează să fie construit aici. Se construiește deja. Din luna martie au început lucrările, dar este un parc care se întinde efectiv pe vreo 12 hectare, dar vom avea o zonă protejată, o zonă de stuf, pentru că așa s-a stabilit, și atunci lucrările propriu-zis sunt pe 6 hectare. Este un parc cu finanțare europeană, un parc a cărui valoare depășesc 11 milioane de lei, ceea ce înseamnă că va fi un parc care va concura cu parcuri mari municipale. Băicoiul este un oraș întins, un oraș cu foarte mulți locuitori. Noi am încercat să creăm pe cartiere mini parculețe, locuri de joacă. Am zis că le este destul de greu oamenilor să se deplaseze dintr-o parte în alta, dar aveam nevoie și de un parc central unde să găsim tot felul de elemente de recreere. Și acolo vom avea de la locuri de joacă pentru copii, o grădină de vară cu scenă, cu peluză. Vom avea o zonă destinată iubitelor de animale, unde pot merge special, tocmai ca să nu deranjeze. Exact, vom avea pistă de biciclete și jogging în lungime de 1,5 km. Deci va fi ceva foarte frumos. Suntem un pic așa supărați pentru că credem noi că lucrurile nu se desfășoară la ritmul la care ne dorim și vedeți că nouă ne place ca în Băicoi totul să se desfășoare într-un ritm alert. Avem întâlniri săptămânal cu constructorul, mai apar divergențe. Termenul de finalizare a acestui obiectiv este 30 aprilie 2020, este unul destul de scurt, mai ales că în noiembrie vremea se strică, vine iarna și mari lucruri nu se mai pot face. Avem confirmarea de la constructor că se va respecta acest termen și lucrurile vor fi gata. Și în primăvara anului următor, cetățenii orașului Băicoi, iată, se pot relaxa, plimba într-un parc modern, exact, mare, frumos și care va cuprinde foarte multe locații de relaxare. Exact. Mai avem acest proiect cu iluminatul pe care, cum să vă spun, tot așteptăm să-l semnăm. El a trecut de ADR Sud-Muntenia, a trecut de evaluarea celor de acolo, a ajuns la Ministerul Dezvoltării, unde trebuia practic doar să fie semnat, pentru că s-au făcut foarte multe evaluări în compartimentele celor de la ADR Sud-Muntenia, dar se pare că birocrația asta este făcută să sufoce toate lucrurile bune. Nici până această oră nu am putut să-l semnăm și tot ne mai trimit cât o clarificare. La un moment dat, într-o discuție internă aici, spuneam, domnule, cred că ăștia tot o să trimită clarificări până ne va elimina cu acest proiect. Ne caută încă o virgulă și încă o virgulă, ceea ce nu ni se pare corect, dar am zis să nu mai stăm pasiv și să găsim măsuri de protest, pentru că nu este în regulă ce se întâmplă. El a fost examinat la ADR Sud-Muntenia. Vreau să vă spun că până astăzi, și avem destul de multe proiecte europene și am trecut prin tot felul de evaluări și nu am întâlnit așa ceva, la proiectul de iluminat public cred că am primit peste 80 de clarificări. Gândiți-vă că este enorm.
și trece o scurtă perioadă, ne bucurăm că nu s-a mai întâmplat nimic, după care apare din nou o clarificare și ce ne mai supără foarte tare... Perioada de timp pentru a... Exact, s-a întins foarte tare, iar clarificările pe care le primim au și un termen scurt, adică primim clarificare dimineața, da? Clarificarea are 2-3 puncte, iar termenul este în aceea zi de răspuns. Asta ni se pare un pic ciudat, pentru că trebuie să lași un timp de câteva zile. Poate cel care se ocupă de capitolul respectiv din proiectul european este în concediu. Exact. Aici toată lumea trebuie să țină telefoanele deschise, pentru că, din păcate, birocrația asta încearcă să pună bețe în roate în tot ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene și nu este corect, pentru că ne dă o speranță, cheltuim niște bănuți cu consultanța, cu proiectul și este păcat să vedem că ne întrebe aceleași lucruri pe care ne-ai mai întrebat, la care am răspuns și la un moment dat ne-ai spus că totul a fost corect. Și asta în contextul în care, știu eu, mai mari zilei spun la televizor, domne, că trebuie să absorbim cât mai mult din fondurile europene. Atunci să creăm și niște mecanisme prin care administrațiile locale sunt sprijinite, ajutate să primească aceste fonduri europene, nu împiedicate cu 80 de clarificări pe un proiect. Da, povestea asta cu fondurile europene, să știți că este, din păcate, una nedreaptă și vreau să vă spun de ce. Vorbeam mai devreme de faptul că bugetele unităților, UAT-urilor, unităților administrative teritoriale, sunt unele destul de mici. Și atunci, da, la prima vedere dau dreptate atunci când se spune, domne, primăriile nu accesează proiecte europene. Dar eu vreau să vă întreb așa. Primăria are bani cu ce să plătească consultantul? Primăria își permite dintr-un buget foarte mic să-și facă proiectul? Primăria își permite să suporte cofinanțarea? Majoritatea proiectelor europene au acel 2% cofinanțare. Îți permiți, câte proiecte îți permiți într-un an de zile să depui? 2-3, dar de ce să nu depui 10? Și atunci guvernul, bogate vor deveni mai bogate, 100% sunt singurele primările care au ceva bănuți, sunt singurele care își permit depunerea de proiecte europene. Și eu atunci, în locul guvernului, aș face o altă soluție. Da? Pentru că sunt primari care vor să depună proiecte europene, da? Și eu vreau să vă spun că în 2 ani de zile avem 13 proiecte europene depuse. Da? Asta înseamnă 7-8 pe an, da? Ceea ce e destul de mult pentru o primărie. Da? Vorbim de nivelul orașului Băicoi, unde ne permitem totuși să susținem o cofinanțare și să plătim... Dar o comună săracă... Exact, dar o comună săracă care nu are bani pe bugetul local, gândiți-vă că s-au blocat. Și atunci guvernul aici ar trebui să intervină. Vă spuneam că sunt primari care depun, poate sunt și primari care nu-și văd interesul și nu depun. Dar haideți guvernul să vină în sprijinul celor care vor să depună proiecte europene. Și atunci ar trebui ca guvernul să stabilească niște cote și să asigure banii de cofinanțare pentru cei care depun proiecte europene și poate n-au posibilitate. Și o să vedeți că va fi o bătaie pe aceste proiecte europene. După aceea aș mai schimba puțin strategia și aș face o strategie județeană. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, se deschid axe pe care primările le pot accesa. Și apare o aglomerare pe o axă, pentru că toată lumea vrea infrastructură, toată lumea vrea asfalt, dar sunt puțini care merg pe școli, dar sunt puțini care merg pe canalizare, sunt puțini care merg pe parcuri, da? Și atunci aș face o strategie județeană, ca prin rotație, fiecare localitate să depună proiecte europene și decât să se bată 10 pe un singur loc pe axă și rămân axe unde nimeni nu merge cu niciun proiect. Și atunci nu câștigă neapărat cel care are cea mai mare nevoie de niciodată. Sigur, câștigă cel care are cel mai bun punctaj, da, și punctajul se ia din valoare și așa mai departe, de anumite criterii, nu de necesitate. Și atunci rămân axe și banii sunt nefolosiți și se întorc la Uniunea Europeană și suntem acuzați că nu absorbim fonduri europene, când toți ne-am dus și ne-am bătut pe măsură și din 10 câștigă decât unul acel proiect pentru că a fost finanțat un singur proiect. Deși toate sunt eligibile, da? Dar sunt nefinanțabile. Primăria Băicoi, chiar în ultima săptămână, a mai primit două vești importante. Una, am câștigat internet gratuit, acel proiect Wi-Fi for EU, un voucher în valoare de 15.000 de euro, care ne va da pe zonele de interes public internet gratuit. Am semnat deja contractul pe acest program.
Acum așteptăm ca săptămâna viitoare să ne parvină, pentru că tot acest parcurs se face doar electronic. Este un program care se referă tuturor localităților din Uniunea Europeană, deci nu doar pentru România. Și așteptăm ca după semnarea contractului să putem porta discuții cu operatorii care sunt înscriși în rezolvarea acestor probleme și am stabilit deja o discuție cu câțiva parteneri și mi-au spus că de 15.000 de euro pot monta minim 15 puncte unde vom avea internet gratuit în orașul Băicoi. Ceea ce este un lucru foarte bun. Este foarte bună, cel puțin pentru tine. Exact, că vom stabili în parc, în zonele de școală, zonele de locuri de joacă și așa mai departe. Deci este un proiect interesant pe care l-am obținut deja, l-am semnat. Iar a doua veste bună ne-a venit de la FIR Târgoviște, pentru că ni s-a dat ca proiect eligibil achiziția echipamentelor profesionale și accesorii constând din sărăriță și mașină de mătura și aspira trotuarele. E un lucru bun că vom lua utilaje pentru parcul care era deja sărac și pe care de la an la an putem să-l îmbunătățim. Și avem un câștig dublu, pe de o parte avem un utilaj luat pe bani europeni, pe de altă parte nu mai închiriem și nu mai pierdem bani cum se pierdea înainte cu închirierea utilajelor. Da, asta vreau să remarc. Și nu au fost probleme în ultimii ani cu dezăpezirea și cu întreținerea carosabilului pe timpul iernii în Băicoi, dar iată, acum lucrurile sunt... Lucrurile încep să se simplifice, pentru că având un parc al tău, un parc bogat cu foarte multe utilaje și variate, am luat acel boldo excavator și vreau să vă spun că ne este de folos. Avem foarte multe activități, cred că zilnic folosim boldul excavatorul în activitatea gospodăriei locale și dacă noi am reușit să luăm doar cu 20.000 de euro cotă de participare din partea primăriei, vreau să vă spun că înainte să ajung eu primar se plătea undeva la 500 de milioane chirie lunar. Deci gândiți-vă, cu chiria pe două luni noi am reușit să cumpărăm boldul excavator care este al nostru și de care ne folosim des. Domnule primar, aș vrea să vă rog să ne vorbiți și despre un alt proiect important al dumneavoastră, despre care ați mai deschis discuția periodic, Băicoi, stațiune turistică. Da, este punctul de plecare, pentru că vă spuneam de fiecare dată, cu petrolul și cu gazul natural, nu știu cam ce rezerve mai avem și ce putem să mai aducem din specificul orașului, pentru că toți am aflat de Băicoi, poate din cărțile de geografie, unde am văzut că au fost amplasate primele sonde pe dealul Țintea, rafineria din Ploiești, care se făcuse pe structura orașului Băicoi, pe tot ce se exploata de aici. Și atunci am spus că noul punct de plecare în dezvoltarea orașului trebuie să le reprezinte băile Valea Stelii. Avem o mare problemă, pentru că băile Valea Stelii în 1997 au fost concesionate de Consiliul Local de atunci. Tot s-a încercat ca de cursul anilor primăria să revină ca și proprietar al stațiunii de acolo, al băilor de la Valea Stelii. Din păcate s-a pierdut și procesul din 2014, al treilea proces care se pierde, primul în 2009, al doilea în 2012, ultimul în 2014, ne-a respins cererea de a anula această concesiune, dar nu vom sta. Am avut o întâlnire cu concesionarul chiar săptămâna trecută și vom găsi forme prin care vrem să luăm în totalitate acele băi de acolo. Sunt băi de interes. Primul pas în cadrul acestui proiect Băicoi, stațiune turistică. Exact, este primul pas, pentru că investitorul, din păcate, nu a arătat că dorește dezvoltarea zonei așa cum trebuie. Vorbim de o zonă care are potențial în a oferi sănătate oamenilor. Și uitați-vă că dacă ne uităm la punctele de interes sau puncte care au devenit de interes în România, sunt cele care asigură elemente de tratare pentru oameni. Băicoi este un astfel de punct. Și din 1997 nu s-a făcut cam nimic acolo. Și atunci noi am spus că ori nu are posibilitate, ori nu dorește, ori se blochează în accesa un proiect european. Primăria are posibilitate, are dorință și chiar vrea să dezvolte această zonă. De aceea vrem ca numai porțiunea din jurul băilor să o declarăm stațiune balneoclimaterică,
dacă am declara întreaga localitate, ar crește foarte mult impozitele pentru locuitori și nu ne dorim acest lucru. Stațiunile au un alt grad de impozitare și atunci vrem doar ca acea zonă de stațiune de unde astăzi se află băile să devină stațiune balneoclimaterică, dar primul pas pe care trebuie să-l facem este să recuperăm aceste băi de la fostul, de la concesionarul actual. Noi vrem să încercăm discuția amiabilă, da, pentru a rezolva această problemă, motivați de faptul că, vă spuneam și mai devreme, nu au făcut nimic în decursul timpului și a trecut timp exact, a avut timp exact și răbdarea necesară, dar din păcate nu s-a făcut nimic. Ba mai mult de atât, analizând cu cei de la urbanism, am văzut că a dispărut și un lac de apă dulce care era prins în contractul de concesiune, din păcate a fost acoperit. Acolo pe vremea comunistă era un barc frumos cu bărcuțe, cu tot ce trebuie, acum el a fost acoperit. Deci sunt niște lucruri care sunt în neregulă, dar noi încercăm întâi pe cale amiabilă să reușim să despăgubim pe concesionar. Dacă nu, mai există varianta unui parteneriat public-privat. Deci ideea este că ne dorim să fim parteneri sau să fim proprietari acestui loc pe care noi vrem să-l modernizăm și să-l facem poate cel mai atractiv din județul Prahova. Mulți dintre prahovenii, știu eu să spunem, trecuți de prima tinerețe, au amintiri foarte plăcute legate de băile Țintea. Așa este și vreau să vă spun că 2 ani de zile când s-a desfășurat procesul, justiția ne-a dat nou dreptul de administrare, și, dar fără a face investiții foarte mari, după aceea n-avea cine să ți le mai înapoieze. Și noi am reușit să ținem un tarif destul de jos, era 15 lei, acum oamenii se vaită că tariful a crescut la 25 de lei, cu tot cu un șezlong și o umbrelă te duci la 50 de lei, ceea ce este foarte mult pentru ceea ce ți se oferă. Și ușor, ușor oamenii se vor îndepărta, turiștii se vor îndepărta de acest obiectiv, din păcate, și atunci noi trebuie să grăbim foarte tare lucrurile ca să nu mai pierdem timp. Eu spun că din 1997 s-a pierdut destul de mult timp până astăzi și nu ne mai dorim acest lucru. Domnule primar, din păcate nu mai avem timp să continuăm discuția noastră, cu siguranță mai erau și alte subiecte. Vreau să vă mulțumesc pentru această discuție și pentru toate informațiile pe care le-ați oferit cetățenilor orașului Băicoi. Mulțumesc și eu frumos! Sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Până când ne vom revedea, toate cele bune!